Tehnicianul universității consideră că elevii săi sunt obligați să obțină măcar jumătate din punctele puse la bătaie în următoarele jocuri, pentru ca să nu piardă contactul cu prima parte a clasamentului. Dacă ne uităm la etapele pe care au mai rămas de desfășurat, cei de la Minaur Baia Mare pot să facă minim maximum de puncte, adică 15 puncte în total. Dacă toată lumea până acum a neglijat pe cei de la Minaur, uitați că și Minaur este într-o formă sportivă bună și cred că pot să facă 15 puncte până la finalul turului. Până la încheierea stagiunii de toamnă, Universitatea va juca pe teren propriu cu Politehnica Timișoara și UCM Reșița, iar în deplasare va înfrunta Universitatea Cluj și Știința Bacău.